Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Acum voi face predicții pentru ziua de mâine, pentru zodia Capricorn cu monedele I Ching. Și voi construi o diagramă cu ajutorul acestor monede. Iar în urma, după citirea acelei diagrame, voi putea să vă fac predicțiile pentru ziua de mâine. Deci încep să construiesc diagrama. Să vedem pentru Capricorn ce prevede oracolul chinezesc, I Ching, pentru ziua de mâine, care vor fi aspectele pozitive și care vor fi aspectele negative, ce sfaturi îi pot da. Ok, să vedem. Pentru Capricorn, sunteți într-o situație în care doriți să vă eliberați. Nu este încă, nu este încă momentul. Deci situația în care sunteți dumneavoastră acum nu necesită mai mult timp, să zic așa, da? Cred că trebuie să vă întoarceți puțin în trecut, să vă uitați un puțin la ce ați făcut, la ce demersuri ați făcut, pentru că acolo e cheia, să zic așa, să vă eliberați puțin de orice dubii aveți, da? Ceea ce vă preocupă, da? Deci uitați-vă puțin în trecutul dumneavoastră, mai recent, probabil, mai recent sau mai puțin recent. Da, pentru că deci nu e încă timpul pentru a să vă eliberați de această situație. Nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră. Poate unii doriți să vă divorțați, poate unii doriți să renunțați la un serviciu, poate unii doriți să vă schimbați casa, locul, nu știu, țara. Încă nu a sosit momentul. Da? Există niște tensiuni acolo, da? Deci, ca să începeți o altă viață. Deci există ceva care vă reține. Uitați-vă la erorile care le-ați făcut, da? Pentru că acolo vă luminați în momentul acesta, în acela în care veți descoperi ce erori ați făcut în trecut, pentru că se clarifică lucrurile mai bine, da? Cred că în dragoste, ca să aveți reușit, ar trebui dumneavoastră să faceți primul pas către persoana iubită, să-i demonstrați dragostea, nu știu, să o căutați, să o sunați, să încercați să comunicați cu aceasta. În afaceri, pentru muncă, cu serviciu, cu profesia, aveți reușite, deci vă sunt favorabile inițiativele, da? Ambientul, ca să zic așa, da? Deci aveți mâine, aveți reușită, deci aveți afaceri, merg bine, să zic așa, dacă aveți afaceri. Sau afacerea la care lucrați dumneavoastră, firma la care lucrați, merge bine. Cu sănătatea începe să vă simțiți mai bine. Dacă urmați un tratament, începe să aibă mai un efect mai bun, da? Cred că, da, ca și concluzie, ca și sfat general, să zic așa, la aceste zile de mâine, deci pe 10 mai, ar fi să încercați puțin să vă curățați puțin trecutul ca să puteți să vă construiți viitorul. Pentru că nu să mai sunteți încă agățat de ceva acolo în trecut. Ați făcut niște greșeli, nu ați reușit să le curățați, să le iertați persoane, nu știu, situații și încă vă simțiți legate. Încercați puțin să faceți puțină ordine, puțină claritate ca să puteți să mergeți mai departe în viitor cu bine. Trebuie să vă păstrați calmul, pentru că ce a fost mai greu a trecut. Deci ați depășit perioada cea mai grea din viața dumneavoastră, deci mă rog, din situația în care vă aflați. Deci, mâine încercați să stați cât mai calm posibil, că cel rău l-ați trecut, da? Deci, încercați doar să fiți mai calculat, da? Ca să nu aveți alte probleme.
încercați să lăsați și pe alții să, poate să nu fiți numai dumneavoastră în centrul atenției, poate să lăsați și pe alții să se ocupe de niște lucruri. Poate până acum dumneavoastră ați vrut să fiți tot timpul șeful, poate e timpul să lăsați pe altcineva în locul dumneavoastră, să ieși la pensie. Poate e timpul ăsta, nu? Poate e timpul să eliberați locul pe care îl ocupați de atâta timp, da? Să lăsați pe alții mai tineri, poate să se ocupe de acest loc. Pentru că dacă faceți acest lucru, eliminați obstacolele, să știți. Poate obstacolele au venit tocmai din asta, pentru că ați fost prea mult timp la conducere, ați vrut să faceți prea mult timp pe șeful și acum sunt și alții mai buni decât dumneavoastră. Dumneavoastră doar că aveți vechime, dar nu mai sunteți de actualitate, să zic așa. Mai aveți și greșeli. Deci analizați-vă și greșelile, erorile care le-ați făcut, că ați făcut niște greșeli, niște erori și nu sunteți iertați pentru asta, da? Deci, ca să puteți să mergeți mai departe și să nu mai întâmpinați obstacole, rezistențe, da? Și asta e bine să lăsați locul liber, da? Deci dacă în felul ăsta sunteți persoane mai controversate, da? Pentru că veți reuși să aduceți norocul cu voi, da? Deci veți avea alte oportunități. Acum este bine să încercați să vă bucurați de weekend, să începeți, că mâine începe weekendul, da? Deci încercați să vă bucurați de ziua de mâine, da? Cam atât a fost și pentru Capricorn. Vă doresc o zi cât mai reușită. La revedere!